cel gras care a poruncit să fie junghiat pentru fiul cel rătăcit și apoi întors către tine. Și precum acela s-a învrinșitat să îndulci cu harul tău, așa și pe noi ne învrinicește să luăm cele sfințite și binecuvântate de Dumnezeu spre hrana noastră tuturor, că Tu ești hrana cea adevărată, dădătorul bunătăților. Ți-i slavă înălțăm împreună Părintele Tău celul fără de început, prea Sfântul și curs de viață, Păcătorul Duhul Tău, acum și pururea, în vecii vecilor.